Dacă mi-a zis femeia că are rugămintea să nu filmez, atunci nu filmez și mă duc la următorii. Ia uite, ulei de cannabis. Capsule, drageul, stafide. Da. Uleiuri esențiale. Semințe de floarea soarelui. Oamenii sunt nebuni aici. N-are rost să discutăm. Așa. Cărnării n-am venit de asta. Navigomur fatlar. O, Doamne, ce mai place mie vinul, dar nu e momentul acum. Așa, să-l bea alții care-l vor. Așa, euronați. Ăștia sunt cu indiene. Indianca. Astea sunt toate. Oh, bravo. Orez basmati la 5 kg. Bravo, 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 bravo. Bun. Ulei de floarea soarelui. Bun. Basmati alt, basmati bun. Ok. Haide că pe aici mai venim. Așa. Da, mulțumesc foarte mult. Nu mai filmăm, că ne-a zis tanti să nu mai filmăm, că ea vrea să nu filmăm. Așa. Și atunci noi nu filmăm. Superci murate. Deci să vedem cum este cu uleiul ăla de măsline. Parcă mi-a venit chef să găsesc un ulei de măsline bun. Bun, 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 bun. Crama Liuta. Sau Liuța, sau cum o fi zicând ei. Așa. Cărnării și brânzeturi. Asta nu se mănâncă niciodată împreună. Cărnăriile și brânzeturile niciodată împreună. Știe orice evreu. Ăștia îți dau prețul la 100 de grame, să nu ți se pare scump. Așa. Măcelărie. Borș scump. Bun, deci pe aici, pe la măcelării, trecem repede, că n-avem ce să căutăm. Pate de păstrăv, salată de pui. Ăștia-s nebuni. Doamne, ce mișto. Fasole bătută. Varză călită. Astea-s bune să-i le trimit lui Gabi. Caz gura deocamdată. Da? Da. Momentan nu, mulțumesc mult. Dar țin în cap să mai vin. Că zic, ia uite, piftie de porc. Așa, baghetă pescărească. Ne mai uităm. Tuturu, 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 tuturu. S-a rumâna, mulțumesc. Nu prea, uite, cașcavaluri. Cașcavalurile sunt bune, rocfort, chestii. Dar în rest...
Nu mă omor eu așa foarte tare după șmecheriile astea ale lor. Nu văd sensul. Pește și preparate. Așa. Ne uităm pe aici, pe la baclavici, să rămână. Inim de anghinare, Doamne, de când n-am văzut eu asta. Ai, 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 ai. Nu încă, că sunt la un post, dar sigur o să vin înapoi. Sigur, sigur, de nu ne vine să credem. Zacuscă de... Încântător! O, Doamne! Așa, da, deci... Hai să plec repede de aici, doamnă, că altfel te pomenești că vin înapoi. Păi da? Da, foarte mișto sunt. Toate sunt mișto. Ok, hering, pește. Vongole în ulei. Ma. Deci... Bun. Deci cine v-a făcut dumneavoastră magazinul știe ce face. Clar. Știe cu adevărat om. Spor la vânzare, numai bine. De ce am venit eu aici în post? Numai bine. Așa. Tanti cu mezelăriile o lăsăm. Am mai fost pe aici. Băi, am zis că iau ulei de măsline. Și n-am luat încă, dar nici n-am văzut. Era un turcaleț pe aici. Așa, deci aici e o cafea bună. Adică haide să nu ne... Așa, bună ziua. Poți să cumpăr cafea? Ok. Doamnă, dă-mi o cafea armenească, 100 de grame. Te rog frumos, să rămână. Așa. Armenească. Armenească. Da, vă rog frumos. Pentru ibric. Cafeaua. Nu vedem mai departe. Ăștia cu vinurile am mai discutat odată care-i treaba cu ei. Deci ăștia nici nu... Dar să-l găsim pe... Maria Trading, ăștia sunt niște libanezi șmecheri. Să-l găsim pe Turcaleț. Vedem unde-i Turcalețul, Mr. Turcaleț. Turcalețul fericit. Siropuri naturele. Uite-l pe Turcaleț. Uite-l pe Turcaleț. Bunătăți turcești. Aici vreau eu.
aici vroiam eu, sau la ăstălalt, la magazinul Orient. Nu la magazinul Orient, nici la ăsta, la lumea măslinelor vroiam. Așa mâncate-ar tata, uite-l pe turcaleț. Aici e turcalețul. Turcalețul. Nici un pic și nici un pic. Bună ziua. Așa. Deci ăștia le-au cu... Na. Bună, turcaleț are măsline multe, mișto. Dar nu are... Nu are ulei de măsline. Dar o fi încetat relațiile cu Turcia, nenea turcaleț. Așa, de la Plantini îi sărim de data asta. Chefir și alte alea n-am chef acum. Deci nu acum, vă mulțumesc. Ok. Ne întoarcem. De la ăștia cu Orientul nu, că am o impresie de scump. Deci turcaleții ăștii alți care arată grozav. Da, frățioare. Vous êtes cher. Sunteți foarte scumpi. Sunteți nebuni? Măsline uscate nesărate. Uleiul e numai ăsta. Haide că nu mai place. Că nu-i normal. Nu-i normal, oameni buni. Nu-i normal, nu-i normal. Fiți serioși. Cumperi 3 sticle de șampon și plătești 2. Preț 50 de lei. Haide, frate, lasă-mă. Șampoan. Nu ți-ai vândut tu șamponul și mi-l bagi mie pe gât? Sau care e chestia? Dacă vin... Măsline, poftim.